dimineața, o nouă zi, un nou vlog. Salutare tuturor! Astăzi mergem din nou gimnastică engleză, cum v-am obișnuit, pentru Mara. Apoi mergem la casă, unde vom mai organiza câte ceva pentru copii și după aceea la cumpărături din nou pentru casă și Apolina, pentru noi. O zi lungă, un vlog lung. Sperăm să vă placă, rămâneți până la final, nu vă veți plictisi. Haideți cu noi! Am luat fetele de la gimnastică. Ce faci, Sara? Bine. Mara, cum a fost ziua ta? Bine. Îi luăm de mâncare Marei și mergem către engleză. Asta e mâncarea, pentru că mi-e foame și abia aștept să mă duc la engleză. Copiilor le e foame. Mâncarea. Și ce avem acolo? I-am luat Marei iaurt, că știu că îi place. Și sandwich cu salam. Wow. Poftim. E mamana? E mai moale, da. Fie ți-am luat pizza. Mersi. Sara, i-am luat un tradițional. Da. Poftim, Bri, dar ai grijă că frige. Teo, tu ce vrei să mănânci? Am cofric cu ciocolată, cofric cu semințe, ce bun e. Strudele cu vișine, ce dorești? Nimic. Nu-i nimic, lasă că mănâncă ea pe parcurs. Haide să mergem. Și poftim. Gata. Poftim, Mara. Poc. Gata. Succes. Mulțumesc. Pa. Pa, Mara, mult succes la engleză. Mergem să o ducem pe Sara și plecăm către casă. Către casa cea nouă, evident. A few moments later. Pa, Sara! Ne-am dat seama că nu putem merge la casa cea nouă fără Mara. Așa că am trecut pe acasă pentru a vedea ce ne-a pregătit bunica bun de mâncare. Ia să vedem. Wow! Ardei umpluți și sărmăluțe în foi de viță! Ce poate fi mai bun? Mulțumim, bună! Teodora, ce mănânci? Un ardei umplut și două sărmăluțe. Ce bine arată! Poftă bună, Teo! Hai mine! Hai mine! Hai mine! Și gata cu engleza de astăzi și după ne pregătim să ne ducem la casă ca să montăm. Ghiciți voi ce? Mergem să montăm piscina și să mai facem treabă acolo, la noua noastră casă. Dulce, mai pupă o dată, bună, mai pupă o dată. Tare dulce, copil! Pa, bunu! Pa, pa, sănătate! Pa, bunu! Ne-ați întrebat în vlogul precedent cine e bunu. Bunu e bunica, așa îi spunem noi bunicii. Bunu e străbunica fetelor și bunica mea. Bunu! Hai. Eu sunt bună! Bunu că e bună! Eu sunt bună de treabă! Bunica face foarte multă treabă. Ați văzut câte bunătăți ne gătește? Că doar ea ne gătește. Nu. Așa e. Și-am ajuns. Hai, fetele, hai. Au, te treabă. Opa. Lumea muncește din zori. O să putem și noi să ne facem treburile, oare? Nu știu, vedem. Luăm bagajele sau nu acum? Hai că le luăm acum. Ce avem aici, tati, în portbagaj? Ce e aici? Piscina. O mini piscina. Let's go. Bună ziua. Uite cum merge treaba. Nu, 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 oprește, oprește. Bună ziua. Salut. E frumos? Da. E super frumos parchetul. E parchet sau gresie? E gresie. E gresie. E parchet. Hai să lăsăm băieții la treabă și vezi că de treaba noastră. La trambulină mergi? Briana vrea la trambulină. Eu voiam să văd ce s-a făcut în baie. Fiecare cu treaba lui. Hai, Mara, cu Brin trambulină. Eu mă duc să văd ce s-a mai lucrat în casă. Avem... Nu vreau să văd ce s-a lucrat în casă, că eu n-am mers ora trecută. Să stea Teo cu Brin. Bine, Teo cu Brin trambulină. N-am cum să te bag acolo, deocamdată trebuie să intre Mara cu mătura să dea jos acele de pin. Bravo, fetelor, faceți curățenie pe... Trambulină. Trambulină și pe urmă distracția. Bravo, Mara. Așa, da, perfect. Și după le dau. Corect. Și asta se întâmplă din cauza că avem un pin. Da. Uită-te să nu fie pietre și ceva prin... Umflăm întâi baza, partea de jos. Briana încearcă. Ia uite-te. Ea vrea să umple cu gurița. Încă urmă mă pe ea de bebeluș deștept. Uite-ți ce isteață e. Dar n-a învățat-o nimeni. Și acum pun și. Și se umflă. Chiar se umflă, uite. Și revenim când e gata. Da? Da.
One eternity later. Artiziere! Și gata piscina! Schimbăm fetele și ne întoarcem! Asta e puterea, ia uitați! Cât de tare e! La noi la vlog n-am avut-o niciodată așa. Știți, mi-am montat piscina asta și la vlog. Dacă vă închipuiți că noi în curtea vlogului am montat piscina. Teo, ce faci? Teo, ce faci? Teo, ce faci? Fetița din fântână! Ia uitați-o și pe Bri. Ia uitați-o și pe Bri. Ea are exemplu. Hai, l-a schimbat! Până găsim un sistem fix, ținem cu mâna. Le băgăm apă caldă. Am scos de aici capul de duș de la chiuvetă și am adaptat furtunul. Centrala merge! Wow, bravo, Teo! Stau așa, ia uitați-vă! Stau așa, după vă arăt ultimul. Ultimul ce nu-i fain. Ultimul. Vreți să vă arăt o șmecherie? Uf, top! Și vreau să mă dau normal, uite așa. Bravo, Teo! Așa, ia, ia, ia. Super! Hopa! Încă o dată, mai dă-te vrei o dată. Ce faci, tati? Bine! Cum e distracția? Cu vântâne arteziene! Ierăuze! Caldă. Exact. Deci acum chiar e caldă, așteaptă să vezi rece. Apa eu! Asta, nu! E frumos la curte? Da! Ei, pentru asta am vrut să ne mutăm la casă. Pentru distracția voastră. Cum e bebe? Ia uitați-vă la bebe, e tată, doamne! Noroc am adus cu noi prosoape de baie, fion. Ce fac fetele? Distracția continuă aici. Este aproape la fel cu celălalt, care oricum trebuie tuns. Ce zici, tati? Hai să ne apucăm de tuns. Oh, unde ai priză? Ce șmecher! Cât fetele se distrează în piscină? Ia uitați-le. Hei, unde-i Bebe? Bebe vine pe aici. Da, mașina de tuns. Tu ai să te duci cu mami, iar tatea să rămână să tundă gazonul pe aici. E bine? Briana, te mai bagi în apă? Da. Iute. Prima tundere a lui tati. Aici. Aici, da, aici, clar. Prima tundere a lui tati la casa noastră. Ce bine, miroase, nu? Da! Super. Hai, la distracție voi. Așa miroase iarba proaspăt cosită. Și e gata prima. Hai, fetele. Ne-ar trebui niște... Stați mari. Unul fel, nu, niște găini să le hrănim. A, da. Păi hai să o ducem undeva la țară, ar fi păcat. La cine să o ducem oare? La Adina! Ia uitați-o pe Briana, numai bine cu prosopul, a intrat în... apă! Hai, bebe, ce-ai făcut? Ia. De ce le-am adus eu prosopul? Păi să intri cu ele în apă! Cum e, fetele? Bine! Distracție în trambulină? Da! Ziceți salut vlog! Salut vlog! Salut vlog! Salut! Zii, fate, salut! Salut! Super! 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 Fetele mari, ce fac aici? Mâncăm de apele! Super! Poftă bună! Mulțumim! Tati, aproape a terminat activitatea. Am scos o grămadă de saci de iarbă. Din câte vedeți, sunt împrăștiați peste tot pe aici. Noi mai avem de lucru, dar se lasă seara, așa că încheiem vlogul aici. Fetele se joacă în continuare în trambulină, au terminat-o cu piscina, trebuie golită.
e mult de treabă la curte, așa că vă spunem o seară bună și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat! Pa, pa!